se ajunge într-un final, după 30 ceva de ani de la Revoluție, să atingem, așa cum spunea domnul prim-ministru, în sfârșit borna de 1000 de kilometri de autostradă și drum expres. Sper ca următoarea 1000 de kilometri, sunt convins că nu se mai așteaptă 30 și ceva de ani ca să se atingă această bornă. Pentru că pot să vă spun așa, în acest moment sunt, și mi-am și notat acest lucru, sunt contractați aproape 760 de kilometri de drum expres și autostradă. Deci sunt contractele semnate. Asta înseamnă că sunt în derulare. Termenele de finalizare, până la ultimul dintre ele, termenul este, ultimul este 2028. Deci, în, să zicem, în 5 ani, ar trebui ca cel puțin acești 760 de kilometri să fie în plus. Mai mult decât atât, sunt încă 500 de kilometri, astăzi când vorbim, care sunt aflați în diverse stadii de ale licitațiilor, înainte de semnarea contractelor. Ceea ce ne face să fim optimiști că până maxim 2030 atingem cealaltă 1000 de kilometri. Este absolut realizabil acest lucru. Și da, ce spunea primul ministru, cei 250 de kilometri pe care noi am pus ca țintă, și știți acest lucru, ca până la sfârșitul anului viitor să dăm în circulație 200 minim 250 de kilometri de autostradă și drum expres în România.